Consiliul Județean Hunedoara va prelua din administrarea primăriei Deva un teren aflat în apropierea Spitalului Județean de Urgență. Administrația județeană continuă proiectele de investiție în sănătate, astfel că aici urmează să fie construită o anexă cu 4 etaje, potrivit președintelui Consiliului Județean Laurențiu Nistor. Acesta își dorește ca unitatea medicală să fie una modernă, dotată la cele mai înalte standarde și cu personal medical dedicat. Consiliul Județean Hunedoara va prelua un teren de la Primăria Deva pentru a avea posibilitatea de a extinde și mai mult Spitalul Județean de Urgență Deva-Hunedoara. Mai exact, va fi construit aici o anexă a unității spitalicești, care, potrivit reprezentanților Consiliului Județean, va avea 4 etaje. Pentru a construi încă o anexă la Spitalul Județean, vreo 4 etaje, în așa fel încât, într-adevăr, să spunem că terminăm o dată cu Spitalul Județean, nu în rău, în bine, cu construcțiile, cu asta. Și cred că săptămâna viitoare o să facem documentațiile care trebuie și unii și alții, adică și Primăria Deva, și Municipiul Deva, și Consiliul Județean, să intrăm în linie dreaptă și să scoatem la licitație tot ce trebuie făcut, bineînțeles, după ce am încheiat toate actele legale.